Bourceanu, Chirițescu, Meira, Godin, Conate și Sana sunt primele șase nume de pe lista preliminară întocmită de Comuna Cortei Iliestan și Conducerea Gloriei, listă care, conform zvonurilor, ar fi mult mai lungă. Se anunță un exod de la clubul Roș-Albastru în contextul în care evoluțiile din turul Ligii a doua au fost modeste. Iliestan anunța de altfel o remaniere a lotului încă de acum o lună. Înaintea partidei cu Petrolul, fostul internațional declara că în pauza de iarnă se va așeza la masa discuțiilor cu șefii de la Gloria, încercând să conceapă un plan de transferuri sustenabil pentru o eventuală promovare în sezonul viitor. Pe surse, al șase fotbaliști ai Gloriei sunt pe picior de plecare. Balauru Cazan Mihalache, Calu Candrea și Enescu se află pe lista numelor non grata în crâng. Deocamdată, Gloria nu a punctat la capitolul veniri. Zilele viitoare sunt așteptate primele transferuri la clubul buzoian.